Mercenari, violențe publice, răsturnarea puterii. Chișinăul anunță că a dejucat un plan al Kremlinului de a destabiliza Republica Moldova. Nesiguranță persistentă pe piața românească a polițelor de răspundere civil auto, celei mai mari firme din domeniu, iar cam lipsi banii lichizi. Și, la o săptămână după cutremurele din Turcia și Siria, o mică spaimă locală. E luni, 13 februarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Cutremur de 5,2 grade s-a produs în această după-amiază în județul Gorj, la circa 15 km adâncime. Seismul a fost resimțit, între altele, la Craiova, Târgu Jiu, Pitești, Brașov și Sibiu. Institutul pentru Fizica Pământului l-a înregistrat la ora locală 16:58. O replică de 3 grade a urmat după circa 20 de minute. Inspectoratul pentru Situații de Urgență afirmă că nu au fost pagube materiale sau victime și că nici nu a primit apeluri la numărul de urgență 112. România duce însă în mod acut lipsa planurilor cu bătaie lungă de reducere a efectelor unui cutremur puternic, o spune primarul Bucureștiului, Nicu Șordan. Potrivit lui, orașul ar avea nevoie de cel puțin un deceniu de lucrări susținute de consolidare a clădirilor aflate în pericol. După cele mai conservatoare estimări, mii de clădiri din București sunt în pericol să se prăbușească. În opinia primarului, felul în care se construiește în orașele mari e o chestiune care ține de siguranța națională. Există o uriașă corupție în zona de construire, fără să avem corupți. Da? Deci eu sper că corupții din zona imobiliară să ajungă în pușcărie înainte să avem cutremurul și nu după cum se întâmplă în Turcia. Nicu Șordan a recunoscut totuși că cetățenii nu mai au încredere în programele de consolidare a clădirilor. În cazul celor foarte mari, pentru astfel de operațiuni e nevoie de acordul scris al tuturor proprietarilor, ceea ce se întâmplă foarte rar. Ia urt cu căpșuni. Iată ce le-a cerut salvatorilor săi o fetiță din Turcia găsită în viață la mai bine de o săptămână după cutremurele care au lovit sudul țării și nordul Siriei. Mai multe persoane au fost salvate după perioade foarte îndelungate. Primele 72 de ore sunt considerate cruciale în astfel de cazuri. Națiunile Unite se tem însă că aceste vești, deși mai mult decât binevenite, ar putea să ascundă posibila dublare a bilanțului din prezent. Numărul victimelor pe care le-au făcut seismele de lunea trecută se apropie de 36.000. ONU a recunoscut de asemenea că ajutoarele care au ajuns până acum în Siria sunt insuficiente. Din studiourile Mosfilm, un scenariu de groază pentru Republica Moldova. La 3 zile de la demisia guvernului, președinta Maia Sandu afirmă că oficialitățile din Chișinău au dejucat un plan al Kremlinului de a destabiliza țara vecină prin acțiuni subversive. Ele ar fi inclus atacuri asupra unor instituții și luări de ostatici. Primul care adusese public în discuție existența acestui plan, săptămâna trecută, a fost președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa numitei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău. Planul presupune folosirea persoanelor din afara țării, cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru. Încercările Kremlinului de a aduce violența în țara noastră nu vor reuși. Printre presupușii complici ai Moscovei s-ar număra, potrivit Maiei Sandu, fideli ai oamenilor de afaceri Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Dați în urmărire internațională pentru pagube masive aduse statului, cei doi se află și pe lista promoscoviților sancționați de Statele Unite și de Marea Britanie. Partidul Șor, de altfel, a acuzat-o pe Maia Sandu de, citez, tentativă de uzurpare a puterii și a chemat la noi proteste duminică.
Detaliile făcute publice de președinta Moldovei nu numai că par plauzibile, dar unele părți ale acestui plan par să fi fost deja puse în aplicare, așa spune Alina Radu, directoarea ziarului de gardă de la Chișinău. Chiar riscă însă Moldova să devină următoarea linie a frontului? Linia următoare a frontului depinde foarte mult de capacitatea de apărare a Ucrainei și de modul în care noi toți ajutăm Ucraina să se apere pe ea și să ne apere pe noi. Și când zic noi toți, nu mă refer la noi din Republica Moldova, dar noi toți împreună. Cu alte cuvinte, în grade diferite, pentru că Moldova nu e atacată în momentul de față, Moldova are nevoie cam de tot atât ajutor european, românesc, cât primește Ucraina. Republica Moldova are un număr foarte mare de cetățeni români cu acte în regulă. E un număr mare de cetățeni europeni, să zicem așa. Au existat tentative reale și pe care noi le-am și văzut, parțial cu privire la proteste și posibile deturnări de guvernare. Desigur că avem obligația să ne îngrijim noi înșine de securitatea noastră, dar ca parte a comunității românești și europene, desigur că avem nevoie de sprijin. Cu riscul de a fi prăpăstios, de una singură, Moldova ar risca, în cazul unui atac concertat, să cadă relativ repede, corect? Da, există un risc mare, dar nu cred că putem pune problema așa într-o Europa modernă, să zicem să abandonăm Moldova, să-și rezolve singură problema și să cadă. Have you ruled out aliens or extraterrestrials, and if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. I haven't ruled out anything at this point. We continue to assess. Dar la extraterestri v-ați gândit? Ne-am gândit și nu am exclus încă această variantă. Discuția dintr-un studio american de televiziune e cât se poate de serioasă, iar cel care a dat răspunsul e chiar șeful Comandamentului de Apărare Aerospațială. 3 obiecte zburătoare neidentificate au fost doborâte de avioanele americane de război în tot atâtea zile. Seria de astfel de incidente urmează doborârii pe 4 februarie a unui balon chinezesc, despre care oficialitățile din Washington au spus că era folosit la supraveghere. Armata Statelor Unite nu a reușit deocamdată să stabilească în ce mod erau menținute în aer ultimele 3 obiecte și nici proveniența lor. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Liderului de piață din asigurările de răspundere civilă auto, Euroins, par să-i lipsească vreo câteva sute de milioane de euro. Suspiciunea vine din partea autorității de supraveghere financiară. Surse din cadrul instituției au declarat cotidianului Libertatea că nevoia de lichidități a companiei e foarte ridicată. Într-un interviu la televiziunea publică din Bulgaria, acționarul principal al societății care deține Euroins a invocat posibilitatea ca firma de asigurări să intre sub administrare specială dacă nu va obține sumele pe care le-ar fi calculat ASF. Autoritatea a reclamat de curând Euroins la parchet pe motiv că ar fi întocmit raportări paralele și că ar fi respins nejustificat mii de dosare de daună. După falimentul City Insurance, aproape o treime dintre polițele RCA încheiate în România sunt cu Euroins. Ești trimis în judecată în 2 dosare de corupție cu prejudicii de peste 8 milioane de euro. Ce ți s-ar mai putea întâmpla? În cazul medicului chirurg Irinel Popescu, ajungi în conducerea celui mai înalt for al cercetării din România. Site-ul g4media.ro scrie că numirea s-a făcut printr-un ordin al ministrului Sebastian Burduja. Consiliul Național al Cercetării Științifice și-a majorat lunea trecută numărul de membri. Irinel Popescu a fost singurul candidat la specializarea medicină și a declarat pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal. Dacă nu demisionează, voi căuta o cale legală de revocare, spune ministrul Burduja. România s-a alăturat mai multor țări care cer Comitetului Olimpic Internațional să interzică participarea sportivilor din Rusia și Belarus la Jocurile Olimpice de la anul din Franța. Inițial, România nu s-a aflat pe această listă, iar ministrul sportului, Eduard Novak, a lipsit de la reuniunea la care s-a luat decizia de a trimite CIO o scrisoare oficială în acest sens.
Documentul e semnat, între alte state, de Germania, Polonia și Cehia. Comitetul Olimpic se gândește să le permită sportivilor din cele două țări să participe sub drapele neutre, idee vehement contestată de Ucraina. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!